Anul competițional 2012 a fost unul foarte bun pentru sportivii secției de tir cu arcul a Sport Clubului Municipal Deva. Arcașii antrenați de Viorel Hăbian și-au trecut în palmares încă 13 titluri de campioni naționali, atât în concursurile în aer liber cât și în cele desfășurate în sală, plus alte multe medalii în diverse concursuri interne sau internaționale. Cu toate acestea, tehnicianul devean are și un regret. Niciunul dintre elevii săi nu a reușit să se califice la Jocurile Olimpice care s-au desfășurat vara trecută la Londra. Cum a fost anul 2012 pentru tir cu arcul? Și bun și rău. Bun în sensul că am reușit să câștigăm mult peste planificarea de titlul de campion național, atât la senior cât și la senioare. Rău pentru că am pierdut calificarea la Jocurile Olimpice la ultima săgeată la baraj. Băncilă Simona era foarte aproape să fie calificată, însă n-a fost să fie și asta pentru noi e o durere mare. După un an cu de toate, arcașii deveni sunt acum într-o bine meritată vacanță. Însă la anul o vor lua din nou din loc cu antrenamente, cantonamente și concursuri de tot felul. La ce să ne așteptăm de la anul 2013? Începem un nou ciclu olimpic cu competiții puternice, atât internaționale cât și naționale. Sperăm să obținem ceva la campionatele europene. Eu zic că o să fie un an greu, însă sperăm să obținem rezultate internaționale care ne-ar ajuta foarte mult, pentru că pe plan național eu zic că ne prezentăm foarte bine, iar rezultatele care se obțin ne dă dreptul să sperăm că și internațional o să facem față și o să reușim unele rezultate bune.